Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Lungmetrajul Son of Saul, cu actorul Levente Molnar în distribuție, a fost desemnat cel mai bun film străin la cea de-a 21-a ediție a galei Critics' Choice Awards, ce a avut loc la Los Angeles. Informează site-ul therap.com. Saul Fio, Son of Saul, propunerea Ungariei pentru nominalizare la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, alta decât engleza, la premiile Oscar 2016, reprezintă debutul în lungmetraj al regizorului maghiar László Nemes și a fost distins cu marele premiu al juriului la gala de anul trecut a festivalului de la Cannes. A fost desemnat de asemenea cel mai bun film străin la Globurile de Aur. Lungmetrajul Son of Saul se numără printre cele 5 pelicule care au fost nominalizate la premiul Oscar pe 2016 la categoria cel mai bun film străin. Filmul Son of Saul este o coproducție Ungaria-Franța și a fost extrem de apreciat de critica de specialitate, fiind în topul preferințelor acesteia. Subiectul filmului este centrat pe două zile din viața lui Saul Auslander, Gheza Rorik, un prizonier evreu din Ungaria forțat să lucreze pentru naziști în camerele de gazare de la Auschwitz. Levente Molnar, actor la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, are un rol cheie în acest film. Îl interpretează pe Abraham Warshawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alături de el în lagărul de concentrare. Felicitări și bine ai revenit la Transilvania Culturală. De când nu ne-am văzut, ai mai căpătat o grămadă de premii. Pe unde te-ai mai plimbat și ce premii ai mai primit? Bună ziua, salut, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, tot ce ai zis e adevărat. Mulțumesc. Și pare incredibil. Filmul a fost apreciat cam peste tot pe unde a fost sau este. Și ce să zic, copleșitor. Cam asta ar fi cuvântul care ar putea să exprime ce simțim cu toții. Vorbim de aprecierile oamenilor, de premierea unei munci, unui efort comun la care fiecare pe partea lui a pus osul și a lucrat și avem șansa asta de a ne bucura sincer, pentru că și din cauza asta. Adică nu e ceva, nu e un noroc orb care ne-a pălit, ci este ceva pentru care am muncit cu toții. De atunci a mai venit o nominalizare, e vorba de Cezar. Da, filmul a fost nominalizat și la premiile Cezar, care iarăși este o mare onoare. Decernările acestor premii vor fi pe 26 februarie, cu două zile înainte de Oscar. Apropo de asta, cum ai primit vestea că sunteți pe lista scurtă la Oscaruri? Toate veștile astea care vin și care normal, nu vreau să neg faptul că e... Vasile, încerc să... Hai ne păstrăm normal, știi? Adică e ceva incredibil, trăiesc niște experiențe care nu... Eu n-aveam listă, dar care nu mi-erau pe listă, care stau și mă minunez, ne minunăm, ne bucurăm. N-ai cum să zici că nu, că te bucuri, Vasile. E plăcut când pe munca ta iei feedback-uri pozitive, știi? Și între timp lucrăm, ne plătim facturile și încercăm să ducem viața, nu încercăm, ci mergem mai departe, într-adevăr. Am mai văzut că Screen Daily.com zice că Son of Saul lui considerat marele favorit la câștigarea Oscarului la categoria cel mai bun film străin. Tu cum simți lucrurile astea? Cu cine concurați? Sigur nu sunt filme rele acolo. Eu și doresc să fiu înțeles bine. Eu cred că oricare din acele 5 filme care concurează, pentru că da, într-adevăr, la final va fi un film desemnat, cel mai bun film într-o limbă străină la Oscar. Dar toate acele 5 proiecte, toate acele 5 filme, eu cred că merită cu vârf și îndesat. Și unele filme le-am și văzut și
chiar cred asta. Normal că ținem pumnii un pic mai... Că n-ai cum, na. E munca ta. Da, măi, e munca noastră. Înțelegi? Dar n-am să alerg către somă și să testez temperatura apei dacă nu primim noi acel... Mie mi se pare enorm chiar și nominalizarea. Vasile, bucuriometrul meu, dacă există așa ceva, a fluctuat. Nici măcar, nu știu, a fluctuat, dar și-a atins un punct maxim enorm anul trecut, în aprilie, când a fost vestia aia cu conferința de presă de la Cannes. Știi, când s-a anunțat de-a binelea, s-a văzut, s-a zis, s-a publicat, s-a anunțat că suntem în competiție la Cannes. Enorm. Mi se pare ceva... Cred că nici nu-mi dau eu încă seama. Știi? O să treacă niște ani care să zic, opa, opa, mă. Să se așeze lucrurile. Să se așeze. Așa că de atunci încolo și de atunci încolo primim vești foarte bune, semnale, iarăși foarte bune. Că am intrat pe lista scurtă de 9 de la Oscar. A fost deja iarăși. Că am intrat pe lista scurtă de 5 de la Oscar. Iarăși ceva. Acum, hai, mergem, vedem ce ni se întâmplă. Să rămâneți pe lista scurtă de 1 de la Oscar. Nu pot să zic că nu... Doamne ajută să se întâmple ce trebuie să se întâmple. Înțelegi? Dar ce se întâmplă deja, ce avem deja în mână, chiar și această nominalizare, e foarte mare, e o treabă foarte mare. Și dacă câștigăm, mulțumim frumos și că mulțumim pentru ce este și mulțumim dacă e să fie și ea. Dacă nu, iarăși să rămânem sănătoși, mai ales, sau și la cap, și să ne vedem de treburi. Stăm noi doi aici, în Cluj, și discutăm despre Oscar și nu așa dând cu părerea despre nu știu cine, nu știu ce, ci într-adevăr avem șansa asta să chiar să avem de-a face. Mi se pare incredibil. Și mie. Felicitări pentru asta. Doamne ajută, mulțumim. Să ne întoarcem un pic la film. Cum a fost de la casting până când l-ați terminat? Începând de la casting până când am terminat și continuă sentimentul ăsta. Știi cât e când lucrezi și îți pică bine? Mai există și așa ceva. Facem noi glume că da, că muncă bună nu există. Că există. Există și îți pică bine când ai șansa să cumva să ți se blureze și să ai oportunitatea aia să te poți concentra și să pe o anumită treabă și să ai în preajmă oameni care și ei la rândul lor fac această treabă și tot, pe tot parcursul ăsta, de la casting până la filmări, am avut acest... Că nu era... Nu știu dacă... Deci nu era un sentiment, pentru că deja pot să zic că a fost o experiență. Da? Că sentiment, poate să te înșele, simți tu ceva sau... Dar vorbim, oameni suntem și foarte mulți. În principiu cu toții am avut acest ceva care ne-a dat șansa să muncim. Să muncim, deci toate conotațiile alea pozitive, ce înseamnă a munci, au fost în acest proiect. Și că stăm noi aici și vorbim despre ce vorbim acum, știi, foarte mulți muncesc, foarte mulți oameni fac asta și totuși nu li se întâmplă. Știi, noi avem acum șansa asta că ni se arată ceva de genul, știi? Dar și e măgulitor, e copleșitor toată înșiruirea asta de evenimente și toate alea, dar vorbim de o treabă pe care am făcut-o acum 2 ani. Deci am filmat în 2014, filmul a fost lansat în 2015, premiera a avut la Cannes, știi? Acum sărbătorim părerile altora și mulțumim pentru șansa asta, știi? Dar nu doresc să pierd
să pierd eu sau să mi se fură peisajul, știi? A venit prin muncă, înseamnă, e un moment din ăla de grație în viață când primești semnalul că merită să lucrezi, că merită să te iei în serios, să nu dai în dramatic, dar merită să pui osul, pentru că poate că iese și ceva bine din acel lucru, știi? Normal, niciodată nu ne pregătim să facem ceva rău. Nici aia la care oameni care lucrează și pentru, să zicem, filmele mai puțin reușite, lucrează oameni din greu cu convingerea că va ieși ceva bine, da? Și n-ai altă șansă, așa trebuie să lucrezi. Așa că și a fost un efort comun, vorbim de un grup, vorbim și nu numai de actori din fața camerei, da? Sunt acolo droaie de oameni care în jurul camerei, în spatele camerei sau neavând nimica de a face cu camera, da? Când mai ai treburi de organizat pe acolo, mai sunt producători, mai sunt angajați de ai lor care fug cu hârtii, cu informații, cu 3 telefoane, cu făcând toate astea posibile și încercând să oprească lumea reală și să creeze un spațiu, un timp și să facă foarte mulți factori care trebuie să încerci să-i controlezi acolo. Și normal, principalul vinovat, în ghilimele, pentru tot acest proiect e regizorul. E Laszlo Nemes, care iarăși are niște ani din viață băgați în proiect, cercetare amănunțită, făcută, întâlniri nenumărate cu oameni din diferite domenii și toate astea. Noi toți restul suntem oamenii care n-am reușit să-i stricăm visul. Înțelegi? Cam asta e. Cum a fost rolul tău? Cum ai intrat în el? Știu că Rebenciuc spunea la un moment dat că atunci când personajul nu e atent, pac, am intrat în pielea lui. Băi, chiar și faptul că stăm noi doi aici și tu îl menționezi pe domnul Rebenciuc, mă onorează, da? Vorbim de un om care, scuză-mă, te rog frumos, unghiul de la care pot eu să privesc acest om este acesta, da? Așa a făcut omul treaba și își face cu vârf și îndesat. N-are nevoie de aprecierile mele, dar are toată aprecierea mea, știi? Da, și îmi permit să intru și eu cumva în părerea de, sau să fiu de acord cu această părere, știi? Cam așa e cu când prinzi caracterul te bagi pe ea. Nu funcționez așa. Sau știi, e asta cu intrat în pielea personajului, e ceva care se întâmplă ceva acolo, da? Și acest ceva se poate explica în mai multe feluri. Unul dintre explicațiile posibile este această expresie de a intra în pielea personajului. Nu-mi place această expresie și dacă cineva reușește să intre în pielea personajului, atunci îi doresc să se iubească îndestulător ca când și-a făcut treaba, ca în momentul în care și-a făcut treaba, să facă bine să iasă de acolo, știi? Să nu stea 24 de ore. Dar cel puțin eu așa funcționez, știi? Adică iarăși în proiectul ăsta am avut și datorită unor constrângeri pe proiect financiare. Filmul ăsta s-a făcut din bani foarte puțin pentru, chiar și pentru un film, chiar și pentru bugetele din zona noastră, știi? Și atunci a fost nevoie de o raționalizare a eforturilor depuse de un proiect etapizat foarte bine și aici a fost șansa mare și îmi place să lucrez așa și cui nu-i place, să ai timpul ăla să te pregătești, știi, să ai o imersiune în perioada aia, să ai șansa unei imersiuni, știi, citind foarte mult, documentare, să te uiți foarte mult la filme, la documentare, să ai șansa să discuți cu oameni, de exemplu cu regizorul, știi? Actor fiind și mai ales în filme, și asta
ce să zic, nu întotdeauna ai șansa unei perioade de pregătiri de acest fel. Știi, ăsta e un film cu un singur rol principal major, da? Și în pofida acestui fapt, eu să pot spune acum că am avut șansa să trecem de nenumărate ori cu Laszlo prin scenariu, da? Și nu numai prin scenele în care aveam ceva de a face, ci prin tot scenariul și prin variante de scenariu. Înțelegi? Și te cumva te aclimatizezi anterior cu treaba asta. Normal, pe concret, pregătirea a trebuit să învățăm câteva propoziții. Vorbim destul de mult în Yiddish în acest film. Am avut un language coach din Israel, domnul Mendy Khan, care iarăși la rândul a făcut o treabă superbă. Cam așa, deci iarăși ne pregăteam pentru muncă prin muncă, dar având șansa acelei munci de pregătire care este foarte importantă. Și peste asta sau sub asta a venit și era nevoie și de puțină pregătire fizică care doar ajuta la tot acest proiect de pregătire sau proces de pregătire. Știi, îți dirija și asta mentalul, sau cel puțin mie. Știi, mă aducea mai aproape de ceea ce trebuia să facem. A fost vorba de o schimbare de alimentație, de foarte mult sport, și ajungeam acolo, am ajuns acolo încât în momentul în care am ajuns în fața camerei, să ne fie iarăși foame de muncă, să dor de muncă și să avem foarte puține întrebări. Foarte puține întrebări acolo, la loc, pentru că eram pregătiți mental. Erați acolo. Eram acolo. Cumva eram acolo. Cum te-ai raportat la perioada asta îngrozitoare din istoria umanității? Pentru că filmul are o temă foarte sensibilă. Ai o temă foarte sensibilă. Raportul meu la acele evenimente oribile este un film de Auschwitz, este un film despre Holocaust. Suntem în miezul fabricii morții. Curiozitatea mea între ale istoriei e anterioară acestui proiect. Dar mie îmi place să cunosc cât de cât, pe cât posibil, cât mai multe despre locul unde mă aflu, unde trăiesc, și asta și pe plan local, și pe plan național, și regional, în încercarea de a chiar a fi prezent, știi? Și fiind conștient de faptul că nu cu noi a început toată treaba asta și nu cu noi se termină, știi? Dar măcar cât suntem prin preajmă, să încercăm nu să degradăm, ci să eventual să punem și noi osul, să un chibrite, o ceva, un milimetru, știi? Fiecare la rândul lui să pună, nu doar să ne mândrim cu ceva, pentru că dacă ne mândrim cu ceva, ne mândrim cu ceva care a fost făcut cândva. Știi? Hai să facem și noi, pentru că cum nu se termină cu noi, hai să dăm șansa celorlalți, aia care vin, știi, să zică despre noi că poate ea că au făcut și ăștia ceva. Că facem pentru noi, dar nu, în principiu nu. Știi, facem treburile alea care ar trebui să... Și de aici interesul meu și cum mă raportez era întrebarea ta la treaba asta. Și eu nu înțeleg nici până în ziua de azi și nici nu știu dacă se poate înțelege. Știi, măi, și pe vremea aia, și sunt oameni contemporani și acum cu noi, care trăiau și în perioada aia, știi? Dar nu înțeleg oamenii din perioada aia, nu? Și aici vorbesc de națiuni, țări, toată Europa. Poți să o pui și global dacă vrei, înțelegi? Pentru că funcționăm ca un sat global, vrei, nu vrei. Dar cum
Mă, cum? Înțelegi? Oameni cum au reușit să permită să se întâmple așa ceva? Societăți care tot așa ca noi trăiau zi de zi, discutau, vorbeau, rezolvau treburi de zi de zi, chestii importante, neimportante, tot ca viață. Și la un moment dat s-a creat această posibilitate ca aceste orori să se întâmple. Și atunci, dacă te uiți un pic, știi, foarte mulți sau vai, dar cum, dar vai, dar nu știam, vai, dar nu e. Foarte mulți nu credeau chiar deja când se întâmpla, foarte mulți refuzeau să creadă. Înțelegi? Naivitatea asta, nonșalanța asta cu care s-a produs această exterminare, asta mă sperie și până în ziua de azi. Și ar trebui să ne sperie și în ziua de azi, că mai sunt oameni care neagă Holocaustul. Iarăși, deci neci Holocaustul, da? Nici măcar, de exemplu, suntem în Cluj, nici măcar nu e așa de departe. Eu am avut experiență, mi-am oferit experiența, viața mi-a oferit experiența asta să mă duc până acolo. Acum vreo, nu știu, 10 ani, dacă nu mai mult. Știi, pur și simplu am dus până acolo să văd și eu. Mai bine nu mă duceam, dar deși e foarte bine că m-am dus. Nu știu dacă înțelegi ce zic. Înțeleg că e, sau se înțelege, și sper să nu fiu înțeles greșit, pentru că m-a lovit cumva ce am simțit acolo. Și nici nu știu, vreau asta că zici că moalele capului, că în suflet, că o păritură din... Începi să te îndoiești un pic de umanitate, așa e? Te îndoiești, te cam îndoiești și pe concret, pe fizic, știu și acum sentimentul ce am simțit când nu-mi venea să respir. Mi se pare și trebuie să-mi cer iertare de la oamenii care trăiesc acum, de exemplu, în Auschwitz. Știi că, uite-te, viața merge mai departe și în locurile astea care mie mi se par poluate intelectual, păi n-am zis nimic, știi, dar e ceva mai grav decât a fi o zonă poluată fizic, mai grav ca, nu știu, Cernobâlul, da. Înțelegi, sau Copșa Mică, nu trebuie să, Copșa Mică, sau eu fiind din Baia Mare, mi-amintesc chiarăși când respiram așa un aer dulceac din ăla. Da, înțelegi? Știu că știi. În cerul gurii simțeai dulcele. Zona asta mie pare, și nu știu de ce, iarăși, e încă o naivitate, știi? Credeam treaba asta că e mult mai departe, fizic, în kilometri, că e mult mai departe. E, nu, nici măcar nu e departe, știi? Și simțeam că nu știu, reacție fizică a mea a fost că nu puteam, sau aveam probleme de a respira, și ce nu am reușit să imaginez și nici nu mi s-a întâmplat deja. Eu n-am putut să dorm acolo. Înțelegi? Deci a trebuit să mă urc în mașină și să mă duc frumos de acolo. Dar eu am avut șansa să plec de acolo. Știi? Ce m-a făcut să simt aceste lucruri? Oamenii aia care, și acum că n-au avut șansa, iarăși, n-am zis să plece, n-am zis nimic. Ce li s-a întâmplat acelor oameni acolo, știi? Și asta ar trebui să facem cumva. Ca ideea în sine, ca posibilitatea apariției acestei idei să facă. Pentru că s-a luat un neam, o populație, s-a arătat cu degetul și s-a extras și extirpat într-un fel barbar și făcut de oameni. Asta nu cred că am să pot să înțeleg niciodată. Eu cred că de aici vine și importanța unui film ca Son of Saul, pentru că ne aduce încă aminte și într-un fel ne pune... Da, dar vezi că filmul, pe lângă faptul că este un film despre Holocaust, este un film despre un grup de oameni care sunt în miezul fabricii morții, care,
care sunt forțați să își mintă semenii, să introducă în camerele de gazare, să scoată corpul neînsuflețit de acolo a fiecăruia, să incinereze. Și după aia să facă ca toate urmele acestei oribile înșiruiri de activități la care au fost ăștia forțați să facă, să împrăști acolo scrumul, să nu se grea. Și în acest iad, acest film vorbește despre dacă avem sau nu în aceste condiții șansa de a rămâne oameni, dacă un sâmbure de umanitate poate fi păstrat eventual și în aceste condiții. Pentru că orori se întâmplă, iarăși, discutăm de un film și despre evenimente groaznice din trecut, da? Care trebuie să le evităm, dar nu trebuie să uităm de ce se întâmplă în jurul nostru. Astăzi. Da? Astăzi, când cineva, oricine, cine are o bombă în plus pe planetă, parcă îl mâncă în palmă să o arunce peste Siria. Și asta e doar una dintre... Dar au fost în jurul nostru evenimente de genul tragice în care... Și aceste evenimente, aceste idei, apariția acestor evenimente, trebuie să facem cumva ca să nu apară ca soluție, pentru că nu este soluție. Și cuvântul, auzi cum sună, că te îngrozește. Despre asta este vorba, despre noi este vorba, despre oameni este vorba în acest film. Mă gândesc, atunci când te-am întrebat de cum te raportezi tu, mă gândeam la piesa lui Josh Tabori, Mein Kampf, pentru că a reușit să se raporteze inclusiv cu mult umor la Hitler. Trebuie să te folosești de toate variantele posibile. Explicația era că doar așa putem exorciza perioada aia și să mergem mai departe. Trebuie să te folosești de toate căile de comunicare posibile, printre care una este care a menționat tu, ca să ne păstrăm la cap cumva și să nu, iarăși, pot numai să mă repet, și să toată încercarea asta, și nu este pentru altcineva această încercare, este pentru noi. Categoric. Om bun, este pentru noi și nici măcar că suntem datori. Cum poți să-ți fii dator tu ție însuți în încercarea ta de a fi mai bun? Înțelegi? Da. Pentru asta, și iarăși, dacă vorbim de film și despre ce este vorba de film, suntem datori să nu uităm ce am făcut. Suntem datori să facem, să vorbim despre aceste lucruri, că ăsta e singura cale, în percepția mea, singura noastră cale prin care putem să evităm aceste idei, reapariția acestor idei. Pentru că de la idee, acolo e pericolul, la idee e pericolul, că apare ideea și la un moment dat se pune în practică. Da? Deci noi trebuie să facem cumva ca această idee să nu-și aibă locul între noi, printre noi. Să tăiem din fașă. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. O să-l continuăm. Va fi primul meu interviu cu un premiat Oscar, când te întorci de acolo. Și al meu. dar iară, hai acum să revenim și să păstrăm ordinea normală a lucrurilor. Eu cred, sau îți doresc să nu fi fost primul tău interviu cu un actor care este pe lista scurtă de la Oscar. S-ar putea să nu fie primul, mă gândesc de asta zic, știi? Hai să fii normal. Înțelegi? Și dacă e să fie, să se adevărească... Bine, nu interviu, emisiunea. Ce zici tu? Atunci, Doamne ajută, iarăși. Dar dacă nu, oricum ne avem și lucrăm și ăsta e și... Iarăși, lucrurile importante din viață, astea sunt momente foarte la vedere, mă onorează, ne onorează toată această atenție care ni se întâmplă. Sunt absolut conștient că cum a venit momentul să apară această atenție, vine momentul când o să dispară această atenție, nu în asta trăim, nu din asta trăim, sunt momente care... Și
dacă suntem mai mulți care ne bucurăm pentru această treabă și suntem că primesc, mulțumesc frumos și încerc să dau la rândul înapoi din energiile alea pozitive care le primesc, dar viața în sine e altundeva. Da? Deci hai să ne păstrăm la biblic normal și cu toții să încercăm să ne respectăm pe noi înșine mai mult, astfel putem să avem eventual șansa să primim și noi acest respect. Frumos spus. Îți mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Aceasta a fost Transilvania Culturală de astăzi. Până data viitoare, la revedere!